Până una alta, asta înseamnă să fii fabulos. În aproximativ o lună de zile au fost următoarele mele invitate, pentru că despre ele vorbesc, plantă, nu te mai uita ca mâța în calendar. Au fost la un campionat de golf, următoarele mele invitate la Geneva, apoi ai la Paris și pe urmă la Milano. Iar viața de fabuloase este senzațională, pentru că despre ele vorbesc, călătoresc mult, au tot felul de conexiuni în toată lumea asta. E vorba de Diana Enciu și Alina Tanasă, două fabuloase. Exact. Bună ziua și bine ați venit, fetelor! Mă bucur foarte tare să vă văd! Ia luați un loc aici să povestim puțin. Vreți să stați în brațe una la alta? Sau da, de ce? Da, tot timpul. Deci, fii atent, vreau să înțeleg ceva. Deci, ați fost în 5 țări, în 5 săptămâni? Cred că mai mult, nu știu cât au fost. Nu mai știu, nu mai știu. Se pune și România? Deci, vreau să vedem cum a fost. În Franța, Elveția, unde ați mai fost? Elveția, Italia, Franța și Spania. Spania. Și acum plecăm în Olanda. Și Sardinia. Plecați în Olanda? Amsterdam? Yep. Da. Altă viață, frate. Altă viață. Deci, oameni buni, cele două fete pe care le cunoaște și de pe conturile de Instagram, și anume Diana Enciu și Alina Tanase, după cum puteți vedea, sunt și fotografiile pe ecran pentru cei de acasă. Asta înseamnă, practic, să fii o vlogăriță, o blogăriță, o instagramistă de succes. Vlogger, vlog n-am reușit să facem încă, dar apropo, știi care e problema cu plecatul ăsta din țară? Pozele astea, toată lumea are impresia că suntem plecate tot timpul, ceea ce nu e foarte bine. Păi cum, mă, 5 țări în 5 săptămâni? O săptămână în fiecare țară. Alina se referă strict la proiecte. Știi că lumea vede Instagramul nostru, nu se mai uită la stories, unde acolo de fapt e the real life și vezi în timp real totul și lumea crede că noi nu ajungem în România niciodată. Uite, eu am ajuns în România vreo săptămână cât Alina a fost la, în Madrid cu soțul ei la o nuntă și am fost chiar în două locuri. Prin la o nuntă am fost o săptămână. La Predeal și la Cluj am ajuns. Deci, oameni buni, e fabuloasele. Adică ea se plimbă și în România, vrea să zică că ea este suportiv pe țara noastră și este o patriotă, iar eu am plecat la Madrid. Știi? Adică nu mai să le spunem celor de acasă că voi două sunteți două fete care aveți super succes pe online, pentru că vă ocupați de tot ce înseamnă povestea de design, nu? De vestimentație, de modă, de... Mă, așa am început. Acum, cum știi prea bine, facem și styling, adică nu ne ocupăm doar de noi. Gândim campanii, consiliem, facem concepte, adică pe lângă plecările astea facem mult mai multe alte lucruri. De cum ați pornit? De unde ați pornit? Băi, am pornit de la zero, în primul rând. Am pornit de la o agenție de PR ca idee. Am făcut PR vreo 2 ani de zile împreună, după care ne-am lansat blogul. Adică n-am început. Făceam foarte multe evenimente, adică am pornit cumva invers. Și am fost printre primele care au crezut în online. Foarte multe agenții au început să externalizeze proiectele prin noi. Noi am găsit alți blogger la momentul respectiv, am tot început să lucrăm pe zona asta. Ne-am dezvoltat și site-ul, atât cu plecările noastre la Fashion Week-uri și... Totul s-a dus în zona asta. Ideea e felul următor, că fetele acestea au plecat de la zero, iar acum ne anunță că au un site nou și că pregătești un târg unde vor să-și vândă toate hainele? Da, am avut un târg anul trecut care a fost super de succes, nu ne-am așteptat și am zis că anul ăsta o să avem din nou un târg, pentru că, din păcate, strângem foarte multe haine. Și din fericire pentru cele care o să vină pe 10 și pe 11 noiembrie, o să comunicăm pe... Sfinta și strănutat să fie cu noroc. Eu cred că te gândeai să vii și tu la târg. Da. Unde e? Să fie cu bogăție. O să fie în centrul capitalei, într-o casă mare frumoasă. Și deci toate hainele voastre le scoateți la vânzare? Cred că 90% din ele, da. Cât îți dau pe bluza asta? Este la o travă, nu pot să ți-o dau. N-o adică tu practic ai dat toate hainele, le-ai vândut și le-ai luat hainele lui bărbatul. Încă nu le-am dat, aștept, dar le testez, știi, să văd dacă... Bă, dar la cât vă plimbați voi, soții ăștia vă mai suportă? Al meu a început să se plimbe și el, așa că trebuie să mă suporte. Al meu era cam ciufuțel când m-am întors acasă, ne-am tot zâzâit așa vreo două zile, cred că i-a fost cam dor, dar nu știe cum să zică. E bine că asta că tocmai am aflat că pleacă în Islanda. Bine, domnișoară, doamna dorea să plece în Irlanda, dar soțul a greșit și a plecat, acum pleacă în Islanda. Da, doamne, știu bine că plecăm și acolo. Adică, până la urmă, haide că viața asta este destul de complicată, dar în același timp este foarte frumoasă. Ne găsim timp și pentru soții noștri. Noi două avem o relație foarte bună. Din ce în ce mai bună. Plecările ne apropie foarte tare, dormim tot timpul în același pat.
Familia tradițională. Da, și suntem pro familia tradițională formată din... Și aveți și site-ul și bijuteriile aveți, nu? Da. Acum am lansat noua platformă, este mult mai... Zi numele platformei. Păi, se numește Fabulous Music, cum ne numim noi, .net, dar ne căutați cu fabuloasele. Dar lansăm și colecția de bijuterii, campania nouă, în câteva zile. E mult mai young, să zic așa, platforma și designul, deci e mult mai accesibil. Sunt poze nu doar conceptuale, cum făceam noi în mod normal, avem și materiale pentru toată lumea, așa, pentru gustul tuturor. Foarte bine, frumos, da, foarte super, bine. Fetelor. Vreau și o pălărie ca a ta. Îl cheamă Radu Itu, îl găsiți pe Instagram. Să ne găsească el pe noi. A fost exact, la Ninja. Deci Radu Itu, te rog frumos să cauți două fete frumoase, s-au îndrăgostit de pălăria ta. Perfect. Se numesc Fabuloasele. Perfect. George, așa o să arate cămăruța mea? Păi să că neam din neamul meu nu o să aibă cămăruță de asta aici? Da, ți-am desenat un iaht. Cu elicopter, cu asta? A, da, un elicopter, un iaht Explorer cu care vei putea merge pe tot în lume. Aici vinuțul și un culiță. Exact, aici tu capitanul. E bine, e capitanul cămăruței. Da, da. E bine că măcar nu l-ai pus pe plant acolo, da. Mersi mult de tot și baftă și ție. Mulțumesc frumos. Uite, m-au plecat fetele, vreau să-ți fac cunoștință cu două fete foarte drăguțe. Da, o să le cunosc în spate. Te rog frumos. Deci Alina și Diana, vezi că sunt, merg și ele la Monaco. Succes. Ok, putem colabora. Mulțumim mult de tot.